Se tot vorbește exact că va fi o iarnă grea. Românii se tem de lunile care urmează. Ce ar trebui să facă? Să-și pună bani deoparte, să mai stingă un bec, să... Ce le recomandați românilor pentru cum să se pregătească pentru perioada următoare, care înțelegem că va fi destul de dificilă, chiar și așa. În România s-a tot vorbit în ultima vreme, mai ales în mass media, despre economie și genul acela de economie care ne trezește nouă amintiri neplăcute cu stingerea curentului, da, într-o zonă foarte mare. Și eu mi-aduc aminte că am învățat și la lampa cu gaz, pentru că nu, da, pe vremea până în 89, pe vremea lui Ceaușescu, se stingea lumina. Și sunt amintiri dureroase pentru fiecare care a avut o astfel de experiență. Eu vreau să vorbesc mai mult despre eficiență economică și de o luptă contra risipei, pentru că aici ține de fiecare dintre noi cum ne gospodărim să putem să intrăm în acel plafon care este garantat pe un preț corect, spun eu, pentru fiecare dintre cetățenii României, dintre consumatorii casnici sau consumatorii industriali. Eficiența energetică este importantă și aici, sigur, va trebui să fie făcut mult mai mult, pentru că ea înseamnă să ai posibilitatea să-ți izolezi mai bine casa, ca să te coste mai puțin încălzirea, să ai posibilitatea să schimbi becurile cu becuri economice care nu sunt deloc ieftine nici acestea. Genul acesta de măsuri le-aș încuraja mult mai tare și Partidul Social își dorește să avem mai multe programe în această direcție. Coaliția de guvernare are intenționează să vină cu un nou plan, cu alte măsuri în lunile ce urmează? Există această ordonanță de urgență care oferă suficientă încredere către furnizori și către actorii din piață, astfel încât lucrurile să se întâmple. Pot să intru în detalii și în filozofia acestei ordonanțe de urgență, cel puțin ceea ce am înțeles eu citind cu foarte mare atenție această ordonanță, dar eu aș vrea să spun două lucruri, Vă pentru rog. că am văzut că a fost un discurs al președintelui Comisiei Europene, doamna Ursula von der Leyen, care făcea niște recomandări și, printre ele, vorbea despre o contribuție de solidaritate. Este o propunere cu care PSD a venit de foarte multă vreme în spațiu public și mă bucur că astăzi Comisia Europeană dă dreptate Partidului Social Democrat, pentru că înainte aveam critici în spațiul public din România. De asemenea, au venit cu ideea de plafonare. Țineți minte că încă din august anul trecut am venit cu aceste idei de plafonare, am fost criticați în acel moment cum de ne putem imagina un astfel de lucru și uitați că astăzi Uniunea Europeană, pentru că din păcate pentru noi criza energetică s-a accentuat în toată Uniunea Europeană, a venit și a dat dreptate Partidului Social Democrat. Avem și cealaltă propunere pe care am făcut-o, aceea de reglementare a pieței și lucrul acesta înseamnă lucruri despre care se tot vorbește în spațiu public, decuplarea prețului energiei produse din gaze de celelalte preț. Este un mecanism, pot să intru în detalii, dar s-ar putea să fie mult prea tehnice. Este un mecanism de formare a prețului pe piața zilei următoare, acel preț al energiei active pe care îl vedem noi întotdeauna prezentat la televizor ca fiind foarte mare. Acea reglementare pe care am propus-o noi de ceva vreme a început să fie din ce în ce mai prezentă în discursul Comisiei Uniunii Europene și eu mă aștept ca acest lucru să se întâmple la un moment dat. Ar fi fost bine să fie luat în calcul deja, pentru că acest lucru ar fi Vă dus referiți la reducerea prețurilor la nivelul Uniunii Europene. la plafonarea prețului de achiziție a gazului rusesc, sau că și aici este o Nu, mă discuție, mă refer rog, a fost o discuție, la înțelegem că s-a plafonarea stins. pe care o recunosc astăzi ca una dintre variantele de lucru care este aplicată în foarte multe state europene cu succes. Inclusiv partea de decuplare a prețului energiei produse din gaz este prezentă în Spania și în Portugalia și dacă ne uităm pe harta aceasta prețului zilei următoare, vedem că acolo este de 2-3 ori mai mică valoarea energiei comparativ cu valoarea energiei din restul Europei. Credeți că va funcționa această taxă de solidaritate? Da, cu certitudine sunt mai multe mecanisme în interiorul ordonanței de urgență care pot face ca prețurile să rămână în niște limite corecte.
pentru această perioadă și pentru contextul geopolitic pe care îl trăim, ține însă foarte mult de capacitatea administrativă a statului român, de determinarea, în special a Ministerului Energiei, de a pune în practică această ordonanță. Pentru că ordonanța are un scop pe care eu l-am văzut în interior, acela de a muta foarte cantitățile care se tranzacționează pe piața zilei următoare, acolo unde avem prețurile foarte mari, către contractele bilaterale, și contractele bilaterale pot fi pe un preț corect al pieței, neintervenind acel fenomen care a fost caracterizat de multă lume ca speculă. Sunteți mulțumit de activitatea Ministrului Energiei? Cred că se poate mult mai mult, mai multă determinare pentru ca să dea încredere cetățenilor României, economiei românești și, sigur, celor care sunt implicați de la producător, la furnizor, la distribuitor, pentru tot lanțul de aprovizionare al consumatorilor din România. Ce lipsește ministrului? Determinarea? Ce lipsește? Eu spun că trebuie mai multă determinare.